Jojo, Bajola, Baba! Salutare tuturor, sunt Andrei și astăzi la Viața Bate Filmul vreau să vă spun cum mă cheamă pe mine. Andrei. A, nu, asta știați deja. Atunci vă spun cum îl cheamă pe cameramanul nostru. Răzvan. Și mai cum, Răzvan și mai cum. Nu vrea să ne spună, are două prenume. Dar sunt unii care au chiar mai multe prenume, 3 sau 4. Probabil că pentru unii ar trebui să schimbăm și buletinele, să le facem puțin mai lungi, să încapă toate prenumele lor. De ce aleg unii părinți să pună mai multe prenume copiilor lor? Nu știm lucrul ăsta, dar vom încerca să-l aflăm astăzi. 1, 2, deja e normal, nu e nimic deosebit, dar când auzi că are 3 sau 4 prenume, parcă te uiți așa puțin la el. Nu o să vorbim despre prenume ciudate. Nu e misiunea de astăzi. Dar vrem să vedem de ce aleg unii să le pună copiilor așa de multe nume. Doar nu le folosești pe toate. Într-un fel te strigă părinții, într-un fel te strigă rudele mai îndepărtate, în alt fel te strigă prietenii. Nu. Folosești un singur nume la care răspunzi de obicei. Chiar și cei cu două nume, când îi strigi pe al doilea prenume, parcă nici nu reacționează, nu sunt obișnuiți. O să aflăm astăzi câte una alta despre prenume. Unu creștinesc, dar nu... Unu! Mai multe? Unu, domn. Unu singur? Unu, dar cum? Nu mă întrebă, mai am eu un copil? Nu, dacă ar fi să alegeți, câte prenume i-ați? Tot două ar trebui. Două. De ce? Pentru că mai multe se încurc, dar la două merge bine. Unu singur. De ce? În primul rând e pentru el ușor, în al doilea rând poți să-l dezmerzi cum vrei. Da. Și când mai are de scris ceva, când începi, Laurențiu, Octavian, Ștefan și mai știu. Nu știu, fiecare cum își dorește sufletul. A, păi ăștia numai bruneți ăștia. Așa. Nu e unul singur, Ștefan cel Mare nu a avut unul singur. Păi de cum? Te încurci după aceea, prin o gradă, când îți strigi, ba Ilie, ba Gheorghe, ba... Așa e strigat un nume și gata treaba. Nu e bine. Păi da cum, însemnează că are 4 copii în casă, n-are numai unul. E, mofturi. Da, normal, suntem creștini. Dacă e creștin. Da. Așa e bine și să moșenească părinți, moșii, strămoșii. Așa se pune, ca să-i poartă numele. Da, bineînțeles. Păi e Sfântul cel care ne ajută pe toată lumea. Sfântul se roagă pentru noi și pentru dumneavoastră. Depinde de fiecare persoană, de dorinții. Unii păstrează în familie tradiții. Că dacă bunicul era Iona, păi Iona lui Iona lui Ion. Alții... Calendaristic. Depinde. Care se sava? Bine că ne-ai zis de naștere și numele din calendar. Așa s-a obișnuit ea, când eram noi. Acum... Da, în parte, da. Acum se pot născut, 3, 4, 5... aduse nume de afară. Nu mai e tradiția. Acum e cu Gheorghe și el cu... Acum e perioada voastră, bă. E perioada sistemului vostru. Noi am trecut în alt sistem. Păi, care sunt? Cel mai bune sunt casele ei din Biblie. Că sunt nume sfinte. Pentru sfinții noștri trebuie să facem orice, că se roagă pentru noi. Cam greu de dat niște criterii, dar cred că e inspirația de moment. Constantin, că eu sunt Constantin. Da, apostolii care au fost pe pământ, Petru, Pavel, Ioan, toți sfinții care se roagă pentru noi. Sebastian. Bună ziua, cu domnul Constantin Florin Mirel, Alexandru Daniel, Sebastian Octavian Dumitru, Andrei Bogdan Ionuț Daniel, cred că am uitat, nu, are prea multe prenume. S-ar putea să vi se întâmple și vouă dacă cineva are prea multe prenume și nu știe exact cum să-l strigi. Ei, de asta e mai simplu să folosești două. De ce două? Păi hai să alegem două, unul pe care îl preferă mama, unul pe care îl preferă tata. Și gata, am terminat, decât să nu vă înțelegeți când alegeți numele unui copil. De foarte multe ori, părinții iau cartea de telefon, dacă mai găsim așa ceva, și încep să caute pe acolo tot felul de prenume. Da, acum e și mai ușor, există liste pe internet cu mii de prenume românești.
Ei, poate vreți să folosiți un prenume mai deosebit, care nu e tocmai comun în țara noastră. Și atunci alegeți un prenume folosit în străinătate. Poate v-ar plăcea ca pe copilul nostru să-l cheme John. John, un nume foarte simplu, dar americanesc, nu e românesc. La noi se zice Ion. Ion, da, e mai simplu. Aici e vorba de preferințe și am spus-o de foarte multe ori, gusturile nu se discută, dar gândiți-vă și la copil când îi alegeți numele. Poate când se va trezi el așa la realitate și va vedea ce nume are, sperați să-i placă, nu? Să fie mulțumit cu el. Dacă nu, se va obișnui. Ăsta e adevărul. Noi încheiem aici, pentru că lui Răzvan, cameramanul nostru, e cam frig. Am avut parte de o zi urâtă și dacă stați prin casă și n-aveți idee de ce să faceți, poate vă vine vreo idee de emisiune, pe care o așteptăm cu drag, prin SMS la 0744238830 sau poate pe www.vbf.ro. Pentru Bucovina TV, Viața bate filmul, Andrei. Acum la Galeria Mall avem o formulă magică pentru tine. Shopping la prețuri incredibil de mici. Jocuri pentru toate vârstele. Te distrezi la Chicago Club și Memento Coffee Talk. Mănânci pe săturate la Hanul Trecătorului. Te îmbraci de firmă la Umbro și Tina Air. Îți aprovizionezi casa numai la Penny Market. Nou la Galeria Mall s-a deschis Eponge Fashion Paris. Genți, încălțăminte, pălării și îmbrăcăminte pentru femei și bărbați. Ne vedem la Galeria Mall. Shopping din pasiune. Căldura de afară trebuie să se simtă și în confortul casei tale. Decorează-o cu mobilier de calitate. Vino la Alsace Mod SRL și orice produs din stoc vine cu reducerea lui. La noi găsești un stoc variat de mobilă modernă din pal sau din lemn masiv, tapițată cu stofă sau piele. Sunteți așteptați la magazinul Mobila lângă Bucovina, vis-a-vis de finanțe. Alsace Mod. Arta secolelor trecute te va răsfăța.